Alo. Da, sunt aici. M-am mutat pe aici și nu știu ce să zic. Adică dacă reușesc să scot 30 de mii pe ea, să zic ce mulțumesc. Da, păi nu, casa e veche, trebuie dărâmată. aici e una nouă, se vede în contrast cu asta, terenul e în pantă și pe pandemia asta e sărăcie mare. Sigur, toată lumea e în șomaj, în... da. Văd ce pot face, sigur. Sigur, sigur, haideți, vorbim, vorbim. Bună ziua! Să trăiți, domnul Mircea! nu anunț crea că e la 10 minute de Cluj, dar am venit o oră jumătate cu mașina. 10 minute de județul Cluj, da! A, nu, eu vroiam o casă la 10 minute de oraș. Domnul Mircea, nu vă mai tot atâta. Uitați, zona e superbă. E superbă, așa ceva nu mai găsiți. Casa e unicată. Vă zic, e unicată. Unicată, adică e unica casă din primul război mondial care încă în picioare, văd că, nu? Ați văzut? Faceți muzeu, dacă vreți. În anunț crea că e finisată, izolată. Păi izolată, izolată de oraș, de oameni, de stres, de agitație, de, de virus. Eu acum nu vreau să vă influențez, dar depinde de dumneavoastră ce vreți. Ce vreau? Vreau o casă normală, decentă, în care să mă pot muta, dar pe asta asta toată e crăpată, n-am ce să mutat, asta trebuie dărâmată. Cum să fie crăpată asta, domnul Mircea? Da, asta e casă din aia veche, asta e cu materiale din alea solide, nu ca toate prostiile astea noi din materiale din astea. Ați văzut biserici vechi, dărâmate? Nu vedeți că sunt biserici de pe vremea lui Ștefan cel Mare? așa e și asta. Nu cade asta. No, bun, bun. Și care ar fi prețul? Acum am vorbit cu, am tras tare de tot, am scos-o la 150.000. de 150, .000. 150 .000 de euro? Da. Dar e mai scumpă ca o casă nouă. Eu de 150 de de euro îmi găsesc casă nouă. Păi e bio. Casa e bio, cu materiale bio. Fructele bio nu sunt mai scumpe ca celelalte. Plus, domnul Micea, am surpriză pentru dumneavoastră. Două case la preț de una. Da. Asta nu-i casă, stai grajd. Astea detalii, domnul mic. ce Puneți țigla sus, două becuri, un hamac, casă pentru oaspeți. Da, cam oaspeți animale, poate. Dar eu pe ce dau 150.000 de euro? Pe un graj, pe o casă veche de 50 de ani? Domnul mic, e și bio, e și vintage. Două lucruri. Haideți să vă arăt interiorul, să vedeți aici stil. Cum se făcea odată, ca lumea, cu mobilă veche, cu totul vinte și totul noi, ca în zilele noastre asta puneți un pic de ulei și perfectă. Trebuie un pic vopsită, aveți grijă acolo să vă ștergeți că mai vin oameni astăzi, să nu... Haideți să nu ia uitați ce minunăție aici, ia uitați. Mobilată, utilată, farfurii, tot ce trebuie. Veniți ca la hotel, veniți cu sacoșa, cu hainele, le puneți în dulap. Ia uitați ce dulap, mobilă antichizată, așa ceva nu mai găsiți. Asta nu e antichizată, asta e mobilă veche, țărănească. Ați spus că e încredere centrală, unde? Păi cum unde? Aici! Soba e așezată central și dă încălzirea centralizată, așa central, prin toată casa. Deci în casa asta trebuie să bag minim 50.000 de euro ca să mă pot muta. Ei nu pot, nu vezi ce crăpată e peste tot, asta trebuie drămată. Tu nu nici ai crăpat varul. Dați o mână nouă de var și gata, oricum trebuie să cenizați un pic, așa e frumos la casă nouă. Nu e nevoie, dar așa e frumos. Și dacă nu-i de ajuns, dacă trebuie de mulată, pe ce dau banii? Dau 150.000 de euro pe un pământ în pantă? Păi ăsta e nouă trend, în pantă. Nu se mai poartă terenurile drepte și astea. În pantă, faci un pic de mișcare, că mai urci, mai cobori. Dacă vine valul 2, vă prinde iarăși la bloc. Treaba dumneavoastră, eu nu vreau să vă influențez, eu nu mă bag, faceți cum vreți. Dar... Ia, sună cineva, numai puțin. Da, e valabil. Puteți să-mi dați 150.000, dar e cineva aici, înaintea dumneavoastră. Da, dacă se răzgândește, vă sun. Sigur fi al care sună pentru casa asta. Bă, sună ăștia ca disperați, mă. Cu, le frică de valul 2 de pandemie, vor să fugă toți de la bloc, la casă, la ei. nebunie, nebunie, vă zic eu. Eu nu vreau să vă influențez, faceți cum vreți. Dacă nu vreți, sunt sută la poartă. Ok, deci numai un pic. În care ar fi ultimul preț? Haideți un pic să negociem. Sună proprietarul. Da, aici sunt. Am un client. Bine, zic. Ok. La revedere. Negociem în sus. 160.000. Cum adică? Păi proprietarul că îți cereri multe și eu m-aș hotărâ repede în locul dumneavoastră. Dacă sună altul într-un minut. Eu te sun altul. No, ok. Ok. Bate în palma. Da? 160.000. 160.000. Hai, bate în palma. Vă dau contul, mâine mergem la notar și după ce îmi virați 170.000, semnăm actele, da? Cum adică 170.000? 6% comisionul meu, adică 10.000 plus 160-170.000. Ia uite, sună cineva. Ok, rămâne așa, rămâne așa, e bine. Da? da. Rămâne așa. Bine. Ați făcut o afacere, nu o să vă pare rău, domnul Am dat-o. 28.000. Păi nu mai dă lumea bani în vremea asta, cu pandemia asta, cu asta, toți țin de bani, nu mai cumpără nimeni nicio ciocolată, o frânghie, nu mai cumpără nimeni nimic. 3.000 comisionul meu, vă rămân 25.000. Am un teren la 25.000, excelent, potențial turistic plat la călăraș. Sigur.